Salutare, dragi prieteni. Am citit reacțiile dumneavoastră de la materialul de ieri și aveam foarte mari emoții, pentru că mi-am planificat câteva zile de concediu. Prima oară când ajung și eu la mare vara asta. Toată vara am plătit taxe și impozite la ANAF. Nu mi-am permis să plec niciunde din București. Mi-am achitat datoriile către ANAF, aproape 6.000 de euro. Acum am zis să avem câteva zile de vacanță, dar am avut emoții. M-am bucurat foarte mult, am văzut reacțiile dumneavoastră la materialul de ieri, făcut din studio. Am văzut că foarte multă lume mi-a scris că nu e chiar așa nasol din Sanderuțu. Am avut mare emoții că n-o să fie bine. Vă mulțumesc mult tuturor celor care mi-ați scris, mi-ați spus că este în regulă. În principiu este în regulă și eu aud sunetul ok. Singura problemă este dacă ești pe Smart TV și ai sistem audio, să scoți subwooferul, atât. În rest este ok. Și cum stăteam eu așa de dimineață și mă puneam pe drum către Marea cea Frumoasă, unde mi-ar fi plăcut să vin și eu toată vara și n-am putut să vin, din simplu motiv că toți banii care mi-au rămas după ce mi-am plătit cheltuielile și facturile la energie, gaz și așa mai departe, mi-a luat ANAF, da? Deci cetățeanul Mălin Bota a plătit ca prostul toată vara la ANAF și, mă rog, nu a putut să aibă și el un concediu. Și citesc acum că cetățeanul Nelu Iordache, șmecherul, mafiotul trimis în judecată de DNA, ăla care trebuia să facă autostrăzi și în loc să facă autostrăzi a cumpărat avioane. Virgil Burlă a scris foarte bine, jurnalistul Virgil Burlă, pe pagina de Facebook despre Blue Air și Nelu Iordache și cum tot el este în spatele companiei și ce trebuia el să facă și cum are legătură scandalul de la Blue Air, care are legătură cu dosarele penale ale Nelu Iordache, da? Deci băiatul ăsta, care e bine mersi, a luat bani în orice țară civilizată, era pușcărie pe viață și toate bunurile confiscate, da? Mai dă o țea, da? Prin firma Blue Air i s-a permis să nu plătească taxele, că asta este România, da? Da, dacă aș fi îndrăznit eu să nu plătesc la ANAF sau să nu declar până la ultimul leuț veniturile mele, vă garantez că ANAF-ul mă găsea, mă vâna și mă executa silit până la ultimii 50 de bani, da? Mă executa silit. Dom'le, altora li se permite să nu plătească impozite. Blue Air, mafiotul ăsta, Nelu Iordache, în spate, ăștia nu plătesc taxe și impozite, iau împrumuturi de la bănci, fac datorii, falimentează, lasă mii de oameni în toată Europa să trăiască oamenii în aeroport, treaba lor să descurcă, deci e posibil. În România este posibil, sau România este țara în care simplu cetățean este urmărit, prins, executat. Sigur, acum vorbim de Blue Air, dar să vă aduc aminte de cazul lui Dan Voiculescu, de la care are statul încă de recuperat niște zeci de milioane de euro și nu le-a recuperat până ziua de astăzi. Și în timp ce statul nu recupera banii de la Dan Voiculescu, guvernul Orban plătea 50 de milioane de euro la cartelul Mafia Media pe timp de pandemie și cei mai mulți bani a luat trustul lui Dan Voiculescu. Vă dați seama, nici măcar n-au avut bunul simț să pună în hotărârea aia că nu poate să ia banii ăștia. Televiziunile, redacțiile ai căror patroni au probleme cu statul și au de dat bani la stat. Vă dați seama, oameni, voi? Și azi dimineață cum stăteam eu supărat că asta e, a fost o vară așa cum a fost. Și mă uitam la meteo, mă gândeam ce zile mai prind și eu cât de cât de căldurică pe malul mării, noroc cu încălzirea globală. Citeam știrea, citeam ce scria Virgil Burlă, mi s-a ridicat tensiunea, da? Cum l-au lăsat pe toarășul Nelu Iordache să facă datorii, să nu plătească, să... Sigur, a fost pandemia, au fost afectați, da, sigur, da? Vedeți că dubla asta măsură nu e o chestiune de context de pandemie. Dubla asta măsură e o chestiune grea, românească. Și anume că suntem două categorii de cetățeni. Exact ca pe vremea comunismului, și comentariul pe care vreau să fac astăzi, cel puțin pe aceste idei, continuă ideile pe care le-am expus ieri.
Și anume că suntem în sistem PCR și că lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. De data asta vreau să vorbesc despre altceva, dragi prieteni. Fraier și șmecher, da? România a rămas țara fraierilor și șmecherilor. Pe vremea comunismului era țara oamenilor normali și a nomenclaturii, da? Șmecherii erau nomenclatura. Cine era nomenclatura? Cei care ocupau funcții importante în regimul comunist. Fie că ocupau funcții importante la Partidul Comunist, fie că ocupau funcții importante la securitate, în întreprinderi, da? Cei care aveau statut special. Un număr mai mic decât astăzi, în mod paradoxal, și aveau niște privilegii care sunt incomparabile mai mici față de privilegiile pe care le au acum. Dar nu se punea problema pe vremea comunismului să fie un Voiculescu care să aibă averi de 10 de milioane de euro sau un Nelu Iordache care să fie multimilionar din țepe date statului român. Că vă reamintesc că ăsta a primit bani ca să facă autostrăzi și a deturnat banii. Deci a deturnat de la autostrăzi, i-a băgat în compania lui de avioane, da? Asta a făcut. Vă dați seama, pe vremea comunismului, dacă deturnai fonduri la asemenea nivel, la sume din asta, milioane de euro, da? Nu erau euro atunci, dar erau echivalentul dolar, da? Era pedeapsa capitală, oameni. Era pedeapsa capitală, pedeapsa cu moartea. Deci pentru ce a făcut Nelu Iordache, sigur, n-ar fi putut să existe Nelu Iordache în forma lui actuală în perioada comunistă. Să zicem că era un gestionar al unei activități majore de investiții în infrastructură și muta banii de capul lui. N-ar fi putut, că era o singură bancă, era comunistă, mă rog, da, să zicem că ar fi făcut asta, da? Păi îi dădeau închisoare pe viață, oameni buni, îl judecau la televizor, îl arătau, îl scriau în scânteia. Era cazul... În China se întâmplă lucrurile astea. Sigur, nimeni nu-și dorește să revină comunismul și nimeni nu-și dorește să fie reînviată pedeapsa cu moartea, pedeapsa capitală. Dar uitați-vă, dragi prieteni, că ăștia n-ar fi putut să îmbogățească atât și să comită fraude și să comită lucruri de asemenea amploare cum se comit în ziua de astăzi. Da? Și uitați-vă unde am ajuns, că suntem fix în același, în același pattern, da? În același tipar comunist, da? Sunt niște băieți șmecheri care fac ce vor ei în țara asta, ce vor ei oameni. Mută milioanele de euro de la autostrăzi la în altă direcție, ilegal, de turnare de fonduri. Nu plătesc taxe la stat, justiția îi prinde, îi condamnă, sunt infractori. Da, nicio problemă, ei sunt șmecheri, ei nu plătesc, da? Și suntem noi, cetățenii fraie, care plătim până la ultimul leuț. Câți mi-ați scris, inclusiv din diaspora, că v-a căutat ANAF-ul și v-a trimis și v-a blocat contul pentru 50 de lei, 100 de lei și așa mai departe, da? Nu, Voiculescu nu știu să-i blocheze contul. De ce se întâmplă treaba asta? Se întâmplă, oameni buni, pentru că, în esență, exceptând anul 1996, când românii au votat Convenția Democrată, dar și atunci Convenția Democrată a fost profund viciată de cârtițele politice din interiorul Convenției, și știți că PD-ul și Traian Băsescu au detonat acea guvernare și nu întâmplător. De fapt și de drept, noi niciodată nu am impus o schimbare adevărată în această țară. Despre asta este vorba. Niciodată. Noi n-am impus o schimbare adevărată. Să dăm toată puterea unei forțe politice care n-are nicio treabă cu comunismul, care face lucrurile diferit, care aduce oameni competenți. Ăsta era USR-ul în 2020. Noi n-am făcut treaba asta. Și cât timp nu facem treaba asta, lucrurile nu se vor schimba în societate. Vom rămâne în același pattern, în același sistem, pentru că mulți dintre ei sunt cei de atunci, alții și-au lăsat moștenitori și suntem în sistemul ăsta. Mă uitam astăzi dimineață, înainte să plec la știri, la Curtea de Conturi a fost ceva eveniment și i-au prins ziariștii pe Ciolacu și pe Ciucă și i-au întrebat diverse lucruri. Cum funcționează coaliția, cum nu funcționează, ce măsuri au cu energia și mă uitam la ei, Lolec și Bolec. Nu știu dacă mai țineți minte, pe vremea comunismului erau niște desene animate din Polonia, cred că erau, Lolec și Bolec, doi băieți care făceau năzdrăvănii, da? Bulă și ștrulă, așa erau amândoi. Mă uitam la ei, la răspunsurile pe care le dădeau, la modul cum se exprimă Ciolacu și Ciucă. Și mă gândeam, nu puteam să-mi dau seama, nu care e mai inteligent dintre ei, pentru că nu pot asocia
conceptul de inteligență și cu aceste personaje, dar nu puteam să-mi dau seama care este mai penibil. Când vorbea Ciucă, mi se părea că Ciucă e mai penibil. După aia deschidea gura Ciolac. Și ziceam, a nu, Ciolacul e mai penibil, da? Deci vă dați seama, oameni buni, deci nu numai că am rămas în pattern-ul comunist, nu numai că ne conduc niște oameni care sunt mental cu sistemul de operare de acolo, din perioada comunistă, dar ne conduc cei mai proști dintre cei proști. Că și sistemul ăsta comunist a avut oameni mai proști, mai inteligenți, mai capabili, mai puțin capabili, mai ticăloși. Dacă totuși ne-am fi trezit că ne conduc din fostul regim niște oameni un pic mai de calitate, tot ar fi fost ceva. Din păcate, lucrurile au evoluat în direcția în care ne conduc cei mai proști dintre cei proști. Și problema asta nu se va rezolva niciodată, oameni buni, niciodată, cât timp noi nu înțelegem exact ce ni se întâmplă. Ca să rezolvi o problemă, în primul rând, trebuie să înțelegi ce ți se întâmplă. Ca să poți da un tratament ca medic, trebuie în primul rând să fii capabil să pui un diagnostic. Ca să pui un diagnostic, ai diverse instrumente, diverse lucruri. Le înveți în facultate, le citești, faci educație continuă, ai medici specialiști, ai un set de analize. Acum, analizele sunt relatările din presă, ceea ce spun jurnaliștii, ceea ce constatați fiecare. Până la urmă, în foarte multe situații, sunt lucruri de bun simț. Nu trebuie să-ți vină Mălin Boț sau alt jurnalist să spună ceva. Că orice om, folosindu-și acest extraordinar instrument pe care îl avem cu toții, unii mai mult sau mai puțin, în funcție de educație, cei 7 ani de acasă, cărțile citite și așa mai departe, coeficientul de inteligență, dar toți au chestia asta, da? Acest common sense, acest bun simț comun pe care ar trebui să îl folosim. Și bunul simț, părerea mea, este că nouă ne spune și ne demonstrează fără echivoc, nimeni nu mă poate contrazice, nici cei mai mari dușmani ai mei, nici cei mai mari denigratori, de la moschetarii internetului la ăștia care mai nou văd că iară sunt pus să mă înjure, Serghei Mizilic, băiețașul ăla care miroase pârțurile vedetelor la mall, Silviu Fraier sau cum îl cheamă, Flyer, nu știu cum îl cheamă, Bonfire, așa, papagalii internetului, da, tomberonari și papagalii internetului, că și Mizil ăsta, Mizil se leagă de numele meu, cum îl cheamă Bot. Păi la noi în Banat Mizilic înseamnă ceva mai rău decât Bot. Mizilic înseamnă cojile de la semințe, când scuip semințe, da? Aia înseamnă Mizilic, da? Stai un om care, Tasu a fost unul dintre cei mai infecți comuniști, da? Unul dintre cei mai infecți comuniști de pe vremea lui Tăi și a lui Ceaușescu a fost Tasu. Dacă facem un top 10 comuniști infecți, a fost șef cu propaganda, cu, deci în zona cea mai abjectă și jegoasă a dictaturii comuniste, a fost Tasu, da? Ăsta dacă nu era Tasu, mare comunist, și dacă nu mai târziu îl cunoștea pe Nicu Ceaușescu, dacă nu se îndrăgostea Nicu Ceaușescu de soră sa și el nu se cupla cu fica generalului Marcu de la Securitate, ăsta era nimeni drum. Acum era zero barat după Revoluție. Dacă făceam și ilustrație, era bodyguard la Lidl. Atâta poate el, asta e capacitatea lui intelectuală. Se laudă că a făcut nu știu facultate de artă, normal că a făcut arte, că altundeva nu putea să intre, că totuși era cât de cât oarecare urmă de admitere la, în sistemul comunist, dar la arte e subiectiv. Așa că l-au băgat la arte, săracu, are un limbaj absolut, absolut de om subeducat. El râde de numele meu, că el îl cheamă Mizil, da? Serghei Mizilic, da? Egal cu zero. Dar el e mare șmecher, el e ceea ce se chema la mine în cartier unde am crescut eu, oamenii care se băgau în seamă fără să aibă habar despre ce vorbesc, dar se băgau și ei în seamă, fără argumente, fără nimic, se chemau papagal, da? Deci fie că vorbim de tomberonarii internetului, paginile alea fake, trolii Rusiei, fie că vorbim de papagalii ăștia de tip Mizilic și ăla Bonfire, Fraier, cum îl cheamă, băiatul ăla miroase pârțurile vedetelor și ne spune ce au mâncat ele și își dă cu părerea în legătură cu activitatea mea profesională, săracul de el, vai mama lui, da? O dați seama cât de ridicol și cât de penibil e. A făcut el acum, s-a luat de la chestia că mi-au dat aia cu făină și a zis că Mălin Bon nu e ziarist, că a lucrat și el cumva la Vai și care o legitimație. Păi el e mai papagal decât Misil, din moment ce eu m-am judecat, oameni buni.
de atâtea ori în justiție m-am dus cu activitatea mea profesională de când sunt independent. Și de fiecare dată instanțele au spus că fac o activitate jurnalistică. Cât de penibil e, cât de papagal e băiatul ăsta să vină să conteste hotărâri judecătorești. Deci el e mai deștept decât justiția, vă dați seama, oameni buni. Ăștia se cheamă papagali, oameni care vorbesc, habar n-au despre ce vorbesc. Nu mai zic că ăsta, fraier ăsta, a și mințit. În materialul ăla pe care l-a făcut, a mințit. Că eu am zis că el e cu drag, mi-a făcut prostii, eu n-am spus așa ceva despre el. Dar fiind papagal, vă dați seama. Deci, bottom line, ca să închid paranteza, deci fie că... Da, mă scuzați, dragi prieteni, a bătut soarele, el s-a întrerupt. Mai bine că s-a întrerupt, că mă întinsesem prea mult cu băiatul ăla, cu papagalul ăla. Ziceam că el e băgat în niște firme de marketing cu burci, posibil de aia să denigreze, dar oricum e irelevant de ce o face, e relevant modul în care o face, că minte că e cât de penibil procedează. Dar bottom line, băiatul ăsta, papagalii ăștia internetului, mizilic, fraier sau boschetari, nici ăștia nu pot să conteste un fapt foarte simplu, și anume, subiectul principal al acestui comentariu video de astăzi, faptul că principalul motiv pentru care suntem aici este pentru că noi ca națiune, noi ca popor, niciodată nu am votat cu adevărat o schimbare. Exceptând anul 1996, când a fost adusă Convenția Democrată, care și aia avea inserturi, și știți, Traian Băsescu ce a făcut, inserturi feseniste, noi nu am promovat niciodată o schimbare reală în această țară. Noi nu am votat niciodată în această țară o schimbare reală. Și de aici ni se trage problema. Când am avut ocazia să facem o schimbare reală în 2020, n-am avut inspirația să ieșim la vot și am permis să se întâmple niște lucruri. Niște lucruri care se vor întâmpla în continuare, oameni buni. Niște lucruri care ne vor face în continuare să trăim într-o realitate complet anormală în această țară. Într-o realitate de tip comunist, da? Cu pile, cunoștințe, relații, cu cetățeni șmecheri și cetățeni fraieri, cu cazuri de tip Stănescu și așa mai departe, ceea ce explicam ieri. Știți că în campaniile electorale eu am tot insistat foarte mult, eu nu am să dau nume de partide sau nume de politicieni, eu susțin principii, nu susțin partide sau politicieni, și am explicat niște lucruri simple, niște lucruri care sunt universal valabile. Cât timp noi votăm partide sau politicieni care au legătură strânsă cu regimul comunist, cu sistemul comunist, cât timp votăm partide care sunt pline de infractori, de corupți, care sunt centre ale corupției, cât timp votăm partide care, pentru care nu contează meritele, educația, profesionalismul, ci contează numai șmecherile și învârtelile, noi nu avem cum să schimbăm lucrurile în bine, dragi prieteni. Cât timp nu ne uităm la politicieni, cazul Aur, cum își poate imagina cineva că un Terchea Berchea, da, lider politic, vrea să fie președinte, da, un Terchea Berchea, care până la 36 de ani n-a făcut nimic în viața lui, că ăla poate să facă ceva pentru țară. Ce poate să facă dacă n-a fost capabil să facă pentru el? Din punct de vedere profesional și din punct de vedere personal, da? Pentru că, sigur, viața privată nu contează în principiu, dar viața privată devine relevantă în discursul public atunci când cineva încearcă să pozeze în ceea ce nu este, da? Când un politician care n-a fost capabil să-și întemeieze o familie până la 36 de ani se dă mare lider al unui partid care vine cu familia tradițională, da? Atunci devine relevantă viața lui privată, pentru că viața lui privată dezvăluie că el este un mincinos, că el este un individ care de fapt profită politic de niște principii și de niște idei în care el nu crede și pentru care el nu trăiește. Da? În această situație, da, viața privată poate să devină subiect de dezbatere publică. Spun asta pentru că știți că am fost criticat eu pe această temă, că atunci când s-au luat de mine că partenera mea e mai tânără decât mine, am făcut scandal și au zis, da, dar uite și el zice de George Simion că nu știu. Da, zic, pentru că George Simion este într-un partid care susține cu totul altceva, da? Și eu critic minciuna. În astfel de situații, viața privată a unui politician devine relevantă. Dacă politicianul respectiv, George Simion, ar fost la un partid progresist care milita pentru drepturile persoanelor LGBT, atunci n-avea niciun drept să te legi de viața lui privată să-l critici. Pentru că viața lui privată corespunde cu principiile politice, deci nu este nicio problemă de imoralitate. Imoralitatea devine
subiect de discuție publică. Și cum se poate aștepta cineva și cum își poate imagina cineva că votând așa ceva, un Terchea Berchea, că votând un personaj care n-a făcut nimic în viața lui, care mai și trăiește din punct de vedere politic într-o minciună, viața lui privată, demonstrând că nu corespunde cu ceea ce susține el politic. Acum, sigur, și-a aranjat o păcăleală, dar am observat că publicul nu mușcă șmecheria asta, mai ales că sunt niște lucruri foarte dubioase. Întâi a anunțat că se însoară cu o fată, după aia a apărut cu o altă fată, nu știu, sunt niște lucruri destul de ciudate acolo. Dar cum își poate imagina cineva că asta poate fi o soluție și că asta poate să aducă ceva bun? Și te uiți în partidul respectiv și vezi legături fix cu fostul FSN și cu Iliescu și cu mizeria aia, Funar și toată porcăria pe care au făcut-o. Păi cum își poate imagina cineva că poate rezulta ceva bun din asta? Nu poate rezulta, oameni buni. Absolut nimic bun din treaba asta. Și până când noi nu înțelegem că nimic nu se va schimba în bine în această țară, ba chiar lucrurile vor merge din rău în mai rău, cât timp noi nu impunem prin vot o schimbare decisivă și radicală și clară, noi vom prelungi această boală. Și boală lungă, moartea sigură, știți cum se spune. Acum multă lume mă întreabă nume de partide și zice: domnul Mălin, cu cine să votăm, cu cine să votăm, cu cine să votăm? Păi, și multă lume se supără că eu nu răspund, că eu nu dau un răspuns clar. Nu dau un răspuns clar, în primul rând, pentru că eu susțin principii. Și aceste principii putem să le aplicăm în 2020, putem să le aplicăm mâine dacă sunt alegeri, sau putem să le aplicăm în 2024. Al doilea motiv pentru care nu discut concret este pentru că nu sunt alegeri și noi nu știm ce oferte vor fi în 2024. Deci este inutil astăzi să discutăm: domne, ar trebui să alegem în 2024 partidul X sau partidul Y. Știm că aplicând niște principii, aceste principii de bun simț despre care eu am vorbit, partidelor de pe scena politică, știm clar care sunt partidele care nu corespund. Și mai avem alte partide, unele mai vechi, USR este în Parlament, partide mai noi care s-au înființat, da, din diaspora europeană, s-a înființat un partid și alte partide noi, cărora putem să le aplicăm aceste principii. Și ar putea să corespundă. Da, dar noi nu știm, noi nu suntem în 2024. Ele nu au o ofertă electorală concretă pentru acel an electoral. Deci este inutil, facem discuții inutile discutând acum în concret despre un partid sau altul. Atunci când vor fi alegerile, atunci putem discuta, excluzând ceea ce este de exclus, aplicând grila principiilor, ceea ce nu ar trebui să mai perpetuăm în această țară, în politică și în conducerea acestei țări, vedem ce rămâne și din ce rămâne aplicăm grila pozitivă. Și atunci poate să ne dea soluția de schimbare. Dar dacă nu ne vom prezenta la vot, oameni buni, și dacă nu vom ști să ne uităm cu atenție și să impunem o schimbare reală, lucrurile nu se vor schimba. Și știți că în 2024 sunt 4 ture de alegeri: locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale. Un alt motiv pentru care eu nu mă pronunț niciodată, dincolo de faptul că susțin principii, nu susțin persoane sau partide, un alt motiv pentru care eu nu mă pronunț niciodată clar cu privire la un partid sau altul și universal valabil, este faptul că lucrurile pot să fie foarte diferite. Trebuie să te uiți atunci când votezi la oamenii care sunt puși pe liste, dincolo de partid. Se poate întâmpla ca într-un județ unul dintre partide să aibă liste ok la locale, să aibă oameni competenți, oameni care s-au realizat în profesiile lor, oameni care este clar că dacă au făcut ceva pentru ei personal, pot să facă ceva pentru societate, nu? Păi dacă tu te aștepți ca un Terchea Berchea, cum e Simion, care n-are nicio realizare profesională, tu crezi că asta e soluția, te înșeli amarnic, vei avea dezamăgirea vieții tale. Cum poate să fie el soluția pentru o țară când el n-a fost soluția pentru el însuși, pentru propria lui viață? Știți? Și lucrurile pot să difere de la partid la partid, de la județ la județ, de la listă la listă. De aceea este greșit astăzi, cu 2 ani de zile înainte de alegeri, să discutăm: domne, cu cine votăm? Spuneți-ne cu cine votăm. Nu, astăzi trebuie să vedem ce se întâmplă foarte rău în legătură cu cei care iau deciziile în această țară. Astăzi trebuie să discutăm cum era dacă în 2020 ieșea mai mult la vot. Astăzi trebuie să fim foarte atenți la
știrile care vin din zona conflictului din Ucraina pentru a putea identifica foarte clar partidele, politicienii, grupurile politice care sunt aliniate cu interesele Rusiei, că sunt direct subordonate sau că sunt aliniate prin faptul că interesele sunt comune și văd soluția în același viitor, da, mă refer concret la scoaterea României din NATO și Uniunea Europeană, este irelevant. Relevant este că militează pentru aceeași chestie. Da? Și trebuie să citim pe tema asta, să identificăm, să comunicăm mai departe pe rețele sociale, pe unde suntem prezenți, astfel încât să putem să știm cum stau taberele, cine este tabăra negativă și cine este tabăra pozitivă din care am putea să facem cea mai optimă alegere. De aceea, dragi prieteni, eu nu am să spun niciodată partidul X sau partidul Y, pentru că lucrurile pot să fie diferite și de aceea vă invit și pe dumneavoastră să nu rămâneți prizonierii unei opțiuni și mai ales să nu susțineți un steag sau altul, să susțineți principii, oameni buni, idei. Este foarte important acest aspect, dragi prieteni, foarte important, pentru că oamenii pot fi cumpărați, partidele pot fi distruse din interior sau deturnate, dar principiile nu pot fi schimbate. Principiile sunt universal valabile. Și abia atunci când noi vom începe să impunem principii sănătoase prin vot în politică, țara va începe să funcționeze, oameni buni, sănătos. Până când nu facem asta, o să mai avem foarte mult de tras. Îmi cer scuze, dragi prieteni, că sunt în aceste condiții. Câteva zile nu va dura mult. Am să fiu prezent în fiecare zi pentru dumneavoastră și duminică o să ne vedem, să știți, la Q&A din studiourile Mălin Botez.